Numească PNL. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că este corect în România anului 2016 ca cetățenii din București să fie pedepsiți că au votat un primar general de la PSD. Eu sper că în perioada următoare premierul Dacian Cioloș să se aplece cu atenție asupra acestui subiect, așa cum ne-a aplicat și noi când am fost la guvernare, pentru că discutăm de o datorie foarte mare acumulată în 7-80 ani de zile, dacă nu mai mult, de 260 și ceva de milioane de lei, aproximativ 60 de milioane de euro.